Vă salut cu bucurie, dragi invitați! Astăzi începem o nouă activitate, o activitate în cadrul căreia căutăm să aducem în viața noastră cele mai benefice forme de manifestare. Căutăm să aducem în viața noastră tot ce este mai bun și mai sănătos, în așa fel încât să reușim în toate, să reușim în tot ce ne gândim noi și în tot ce ne dorim să generăm în viața noastră. Un aspect foarte important al vieții noastre este copilăria. De ce? În copilărie noi ne punem bazele întregii vieți. Copilăria reprezintă sistemul de rezistență al vieții noastre. Cu toți am trecut prin copilărie. Unii printr-o copilărie mai frumoasă, unii printr-o copilărie mai puțin frumoasă. Depinde de mediul în care am nimerit să trăim. Ei, ajungem la un moment dat să fim adulți. Ajungem la un moment dat să fim părinți. Ca părinți este important să fim cei mai buni părinți. Eu sunt Ioan Prisecaru și am fost părinte la două fete gemene. Fetele mele au crescut într-o familie, zic eu, bine organizată. Într-o familie în care mama copiilor s-a ocupat mai mult. Am constatat lucrul acesta cam prea târziu. Când au apărut nepoții, mi-am dat seama cât de important este să ai grijă de copii. Acum am 3 nepoți. Nepoții mei sunt șefii mei. Ei decid cam ce se întâmplă în casa mea și în programul meu. Când mă cheamă fiica mea, una dintre fiice mă cheamă să am grijă de copii, dintr-o dată se trezește în mine dorința de a fi cu ei, de a ajuta, de a-i susține. Am primit o propunere să încep o serie de emisiuni în care să generez cunoașterea în viața omului. Ce poate fi mai frumos și mai interesant decât să generez cunoașterea în viața omului discutând despre viața copiilor? Copiii sunt blăstarele vieții noastre. Cu cât investim mai bine și mai frumos în copii, cu atât generațiile noastre de astăzi și din viitor vor fi benefice și biruitoare. Astăzi avem cu noi pe doamna Alina Ioniță, o doamnă cu totul deosebită, care se ocupă de copii din pasiune. A învățat să se ocupe de copii, crescând odată cu copilul ei și apoi crescând odată cu copiii pe care îi ajută în fiecare clipă. Cine este Alina Ioniță? Ioan, în primul rând îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc cu bucurie și cu recunoștință pentru că m-ai invitat astăzi și pentru că putem să aducem cunoașterea și în rândul copiilor, dar și în rândul părinților. Îți sunt profund recunoscătoare. Și acum, ca să-ți răspund la întrebare, da, Alina Ioniță este fondatoarea Academiei pentru Copii Penechicom, este autor de carte pentru copii, am scris cartea 365 de afirmații de putere pentru copii în 7 volume, sunt gazda podcastului Povești de Viață, podcast pe care îl realizez aici în studioul acesta atât de minunat și încă o dată îți mulțumesc și pentru asta și sunt și life coach pentru copii. Însă, da, tu ai spus ceva minunat și îți mulțumesc pentru asta, pentru că m-a dus cu gândul așa la începuturile mele. Da, eu am o experiență de peste 17 ani în domeniul acesta comercial, diplomatic, diplomație comercială. Am fost așadar un om al societății. Nu am fost întotdeauna ceea ce sunt astăzi. Însă, deși lucram atunci într-un domeniu extraordinar, într-un domeniu, da, care mi-aducea foarte mult pe zona aceasta materială, pe zona aceasta de renume, de imagine în societate, întotdeauna m-am conectat și la una dintre cele mai mari pasiuni ale mele, poate cea mai mare, și aceea de a ajuta.
de a fi de folos celorlalți și m-am implicat încă din 2007 în tot felul de proiecte prin care am vrut să ajut, să ajut oamenii, fie că era vorba despre copii, fie că era vorba despre adulți și chiar de bătrâni. Și am dezvoltat foarte multe proiecte și pe domeniul acesta social și pe domeniul educațional, adică făceam lucrurile în paralel cumva. Eram și un om al societății, în domeniul acesta de diplomație, comercial și business, dar manifestam și pasiunea mea. Și am realizat multe, multe proiecte, așa cum spuneam. Și acum 4 ani și ceva, lucrurile au început să se schimbe foarte mult în viața mea când am născut-o pe fetița mea. Cum o cheamă? O cheamă Elimona Carla. Foarte frumos nume. Da, Elimona este un nume pe care eu l-am dat de la Sfântul Pantelimon, care este protectorul ei. Ea are o poveste așa foarte interesantă. De fapt, Sfântul Pantelimon a ales-o pe ea, a ales ca eu să-i pun numele acestea ei. Poate altă dată o să-ți povestesc și cum am ajuns să-i pun numele. În greacă, Elimon înseamnă milostiv și Pantelimon înseamnă mult milostiv. Extraordinar. Da. Și acum 4 ani am început să mă conectez mai mult cu dorința aceasta de a ajuta copiii și pentru că eu cred cu tărie că atunci când aducem pe lume un copil, nu avem doar responsabilitatea de a crește frumos acest copil, ci de a face și lumea mai bună pentru el. Și nu numai pentru copil, dar pentru toți copiii din lumea aceasta. Și atunci am început să mă conectez mai mult cu misiunea mea personală, cu scopul meu în viață, cu pasiunea mea și am început un concept care se numește spiritualitate pentru copii, prin care mi-am dorit foarte mult să contribui la educația spirituală a copiilor. Cum ești tu în relația cu copilul tău? Sunt o mamă iubitoare, o mamă dedicată și o mamă dornică să-i ofer cea mai bună educație și ea m-a inspirat foarte mult fetița mea să creez acest concept despre care îți spuneam, pentru că cred cu tărie că educația spirituală trebuie să stea la baza tuturor celorlalte tipuri de educație, să fie parte integrantă din toate tipurile de educație, să se regăsească la toate nivelele de educație. Cum răspunde fiica ta la intenția ta de a o educa la acest nivel? Răspunde foarte bine și nu numai că răspunde, dar mă și sprijină în misiunea mea. Are 4 ani. Foarte frumos. Dar este un copil, îmi place mie să cred și să zic, foarte înțelept așa și când mă uit la ea și când îmi spune unele cuvinte și uite când mă simt poate mai, am o energie așa mai joasă sau am stări așa de sănătate puțin mai, nu știu, precare, întotdeauna vine și mă încurajează și să știi că noi, uite, am dezvoltat împreună ceea ce se numește terapia, tratamentul bucurosului. Adică ea când mă vede așa mai tristă sau așa, mami, haide, tratamentul bucurosului. Și ce frumos! În ce constă tratamentul bucurosului? Începem cu un pupic și îmbrățișare. Și deja după acel pupic și acea îmbrățișare, starea mea se schimbă total și apoi începem să facem ceva care să ne aducă bucuria. Fie că ne uităm, fie că îi citesc o poveste sau fie că dansăm împreună, deci ne place foarte mult să dansăm și dansăm și împreună și după cum ne-ai sugerat și tu și în mai puțin de 10 minute starea se schimbă, aducem bucuria împreună și cred că este minunat ca un copil de 4 ani să te poată învăța pe tine ca părinte lecția bucuriei. Extraordinar! De când ai început să te ocupi de copii? Acum 4 ani. Da. De când s-a născut copilul? Da, deși da. Din 2007 eu am făcut proiecte pentru copiii adulți, dar m-am focusat acum 4 ani pe proiectele pentru copii. Da, de când s-a născut fetița mea și am început, așa cum spuneam, cu zona aceasta de educație spirituală. Și în cadrul conceptului spiritualitate pentru copii am dezvoltat mai multe proiecte.
Am dezvoltat cartea 365 de afirmații de putere pentru supereroi, podcastul Povești de viață și poveștile inspiraționale cu morală pentru copii. Și apoi, acum un an de zile, am început să mă gândesc mai bine și am zis așa, ok, am început cu educația spirituală a copiilor, am pus baza și am zis ok, după aia vreau să construiesc mai departe. Uite, dacă ar fi să ne imaginăm un edificiu, da, o construcție. Construcția asta are o bază solidă, dar în același timp are și mai multe camere, așa, care trebuiesc aranjate frumos. Da. Bun, am zis, ok, am pus baza solidă, educația spirituală, ok, vreau să construiesc mai departe și să sprijin copiii să aibă acces, să-și dezvolte și celelalte tipuri de educație, sau cum îmi place mie să zic, celelalte puteri interioare, adică puterea mentală, puterea emoțională, puterea socială, puterea spirituală, sunt toate, și puterea fizică, da, puterea corpului, sunt toate puteri foarte interioare, interioare de dezvoltat, da. Da, foarte interesant. Eu am lucrat cu mii de angajați de-a lungul vieții și succesul meu cel mai mare în afaceri se datorează faptului că am pus în valoare puterea omului. Uh-huh. Tu acum vii cu ideea de a pune în valoare puterea copilului. Cum reușești tu să atragi atenția copilului în așa fel încât să nu stea cu telefonul în mână? Da, avem diverse practici împreună. Haideți să-ți spun una care mi-este foarte dragă. Mie, duminica, în primul rând, duminica pentru noi este zi de sărbătoare. Începem cu biserica. Da. În prima parte a zilei, noi mergem la biserică și o închinăm lui Dumnezeu. După aia petrecem timp în familie, timp de calitate, și cu soțul meu și cu ea, mergem în natură, ne place foarte mult să călătorim, să stăm în natură. Eu sunt din Piatra Neamț, o zonă muntoasă, am crescut acolo și m-am conectat de mică. Și eu la rândul meu mergeam cu părinții în călătorii, pentru că cred foarte mult în puterea pe care o primești de la natură. Apoi și uite, stăm în mașină, ce facem în mașină? Uite, cântăm împreună, cântecele. Bine, ea este și la grădiniță în limba germană și exersăm și limba germană apoi spunem și afirmații. Uite, să știi că de mică practic cu ea afirmațiile, pentru că mereu am crezut în puterea afirmațiilor și am vrut să-i transmit lucrul acesta și ei. Și este un timp de calitate pe care noi îl petrecem, ne conectăm unul la celălalt, ne conectăm și cu soțul meu, chiar dacă el conduce și așa, dar îl includem și pe el în programul nostru. Înțeleg că tu aduci experiența din relația cu copilul tău, din familia ta, în academia pe care ai generat-o. Te rog să ne povestești câte ceva despre academia pe care ai generat-o. Da, și experiența ca mamă și din lucru cu ea, da, dar și din lucru cu copiii, pentru că de 4 ani, da, lucrez cu copiii, dar într-adevăr, de un an de zile am înființat Academia pentru Copii Penechi.com și, da, Academia este un sistem educațional care educă copilul întreg. Este o școală a vieții, pentru că vorbind foarte mult cu părinții, mi-au spus că, da, în ziua de astăzi copiii sunt pregătiți, se pregătesc la școală, dar ceea ce le lipsește este școala vieții. Copiii în ziua de astăzi nu știu să facă față provocărilor vieții, să se adapteze la viața reală. Ce înseamnă viața dincolo de și educația dincolo de notele școlare. Și Academia pentru Copii își propune, da, să educe și să pregătească copilul pentru viață, pentru viața reală. Ce rezultate ai cu copiii cu care ai lucrat până acum? Da, copiii pot să-și dezvolte cele 5 și își dezvoltă cele 5 puteri interioare. Puterea fizică, adică prin programele noastre îi sprijinim pe copii să dobândească obiceiuri sănătoase, obiceiuri în ceea ce privește partea de alimentație, adică o alimentație sănătoasă, și în ceea ce privește partea de mișcare și sport, să dobândească obiceiul acesta de a face mișcare, de a dansa,
Lucru care îi ajută, da, atât la nivel de corp, cât și, și la nivel de minte și la nivel de spirit. Apoi, dacă este să ne gândim la puterea aceasta mentală, îi ajutăm pe copii să dobândească convingeri de viață puternice și pozitive, adică lucrăm și la nivel de gânduri. Apoi, pe zona emoțională, puterea emoțională, îi ajutăm să-și identifice emoțiile, să-și le recunoască, să-și le exprime într-un mod sănătos, atât să-și le recunoască atât pe ale lor, cât și pe ale celorlalți. Și din recunoașterea asta emoțională pot foarte frumos să comunice frumos cu celălalt, să se înțeleagă, să fie empatici. Apoi, pe zona aceasta de socială, îi ajutăm să socializeze, învățăm abilități de a vorbi în public, de a se exprima într-un mod asertiv și amabil față de ceilalți. Și pe zona aceasta spirituală, îi învățăm pe copii valori și virtuți, să dea un sens, o perspectivă pozitivă asupra vieții, să-și formeze un caracter puternic, să-și acceseze resursele acestea interioare spirituale și să le folosească în slujba binelui. Cred că necesită foarte multă răbdare să faci toate astea. Da, răbdare, consecvență, dăruire. Implicare sufletească. Implicare sufletească, da, dar eu sunt foarte pasionată de lucrurile astea. Cred cu tărie în puterea educației și îmi place foarte mult să ajut și copiii și părinții și lucrurile vin ușor. Atunci când ești pe calea ta, când ești conectată la misiunea ta, lucrurile curg așa, lin. De la sine, de din la pasiune. Sine, da. Înțeleg că tu ai prins experiență în a lucra cu copiii și apoi ai transpus experiența într-o carte. Te rog să-mi povestești câte ceva despre experiența în relația cu cartea. Cum ai ajuns să scrii această carte? Cartea se numește 365 de afirmații de putere pentru supereroi și este o carte care conține 365 de afirmații, adică câte o afirmație pentru fiecare zi pentru copii, însă nu este doar o carte despre afirmații, este și o carte cu 365 de ilustrații. Cartea, de fapt, este o misiune spirituală în care eu invit copiii eroi care vor să devină supereroi și să-și întărească cele 7 superputeri, adică bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, curajul, încrederea și dragostea, cu ajutorul afirmațiilor de putere. Așa cum spuneam, cartea are 365 de ilustrații și pentru realizarea ilustrațiilor acestora am lucrat cu două artiste extraordinare, două fete gemene, Nora și Nada Stângu, care pictează și mănăstiri. Ce frumos! Da, da, da. Așadar, toate ilustrațiile sunt originale și în toate ilustrațiile și în carte apare un personaj extraordinar, fascinant, care se numește Mickey, eroul Mickey. Eroul acesta este alături de copii și îi ajută pe copii în toate experiențele zilei. Deci fiecare ilustrație reprezintă experiența lui Mickey din acea zi cu afirmațiile de putere. Adică ce face Mickey, de exemplu, într-o zi pentru a-și întări superputerea bucuriei. Deci Mickey este un model de copil, exact, care tinde la a fi cel mai bun copil din lume, înțeleg. Da, exact, exact. Da. Și este un model pentru copii. Copiii pot, da, să se inspire din experiențele lui Mickey sau să își realizeze propriile experiențe, dar scopul este acesta. În fiecare, da, zi, copiii să aducă ceva bun, atât adică să descopere, să-și cultive o superputere și după aia să o pună în slujba binelui, să-i ajute și pe ceilalți. Adică să conectați, de exemplu, cu bucuria și în același timp să transmită și către ceilalți bucuria. Ce planuri de viitor mai ai în legătură cu acest domeniu al scrierii cărților?
Acum ceva timp am lansat primul volum, volumul Bucuria, și pe 24 septembrie urmează să lansez al doilea volum, volumul Pacea. Și invit telespectatorii tăi și ai noștri să vină la lansarea celui de-al doilea volum al cărții, volumul Pacea. Este un volum care aduce 42 de afirmații și ilustrații despre pace. Îmi doresc foarte mult să aduc această superputere în viața copiilor și a părinților. Extraordinar! Ce alte proiecte mai ai pe această direcție? Da, știi că realizez aici în studio podcastul Povești de Viață și dacă îmi permiți aș vrea să spun două cuvinte și despre acest podcast, pentru că este interesant. Da, este un podcast care se adresează și copiilor și părinților. Se adresează copiilor în sensul că invitații mei sunt tineri care pot fi modele de viață pentru copii, care pot să îi inspire pe copii. Sunt tineri care au realizări extraordinare în foarte multe domenii și foarte variate, cum ar fi astronomie, fizică, matematică, dans, muzică, dar dincolo, și sunt și olimpici și internațional și așa, dar dincolo de aceste rezultate extraordinare pe care copiii le au, ceea ce vreau eu să surprind la invitații mei este construcția lor interioară, adică obiceiurile lor, modul lor de gândire, de simțire, de acțiune, de comportament, ce fac acești copii, toată munca aceea nevăzută din spatele rezultatelor. Pentru că știi și tu, în ziua de astăzi, copiii se așteaptă la această gratificare imediată, la plăceri imediate, la satisfacție imediate, și când se uită, de exemplu, la un model, Simona Halep, să zicem, și văd, da, wow, sunt impresionați, câte rezultate extraordinare, pe unde călătorește, ce face, așa, vreau și eu să fiu ca Simona Halep, să zicem, dar ei nu știu exact ce a făcut Simona Halep, tot parcursul ei, toate, cum gândește ea, tot antrenamentul acesta interior, dincolo de antrenamentul acesta exterior, pentru a avea rezultatele respective. Asta pe de o parte, și pe de altă parte, pentru părinți avem și invitați, persoane adulte, da, așa, care sunt dedicați educației și dezvoltării copiilor și pot să împărtășească părinților din expertiza și din experiența lor, și ca și experți, dar și ca și părinți totodată. Despre alimentația copiilor, ce poți să ne spui? Da, alimentația copiilor este un subiect pe care noi îl abordăm în programul acesta complet, programul și atelierele pentru copii, BioLiu, dar împreună pregătim așa și o surpriză pe zona aceasta, în care, pentru că știm cât de importantă este alimentația pentru copii, vrem să oferim și copiilor și părinților un curs de alimentație vizionar, alimentația, da, după concept, pe care tu l-ai creat așa pentru părinți, să aducem acest dar și în viața copiilor, dar va urma. Este un proiect în desfășurare și va urma. Te admir și te felicit pentru că te ocupi de alimentație. Alimentația este un aspect foarte important, atât în viața părinților, dar mai ales a copiilor. Dacă copiii mănâncă sănătos astăzi, pe viitor au șansa să trăiască o viață sănătoasă. Dacă vei scrie o carte de alimentație pentru copii, cred că va avea un mare succes. Pentru că, din păcate, în această perioadă, copiii nu mănâncă sănătos. Mănâncă din ce în ce mai prost. Deci, mănâncă, am spus, copiii nu mănâncă sănătos. Sunt șanse mari ca pe viitor copiii să mănânce din ce în ce mai sănătos. Pentru asta este necesar să informăm părinții. Tu vei scrie probabil o carte prin care informezi părinții în așa fel încât să aleagă cele mai potrivite alimente și să taie din alimentația copiilor alimentele nepotrivite, cum ar fi zahărul, de exemplu. Zahărul este un aliment care face foarte mult rău
în viața copiilor și a adulților și a tuturor acelor care îl consumă. Da. Deci, pe viitor, ce alte programe de viață crezi că mai poți să aduci în viața copiilor? Da, acum ne concentrăm pe programele acestea de dezvoltare completă. Prin dezvoltarea celor 5 puteri interioare, puterea fizică, mentală, emoțională, socială și spirituală, da, și vrem să le dezvoltăm și să ajungă la cât mai mulți copii în toată țara și, de ce nu, să se răspândească și în afară. Este o abordare completă. Pe ce canale vrei să transmiți această cunoaștere? Avem site-ul spiritualitatepentrucopii.org, suntem prezenți și pe Facebook, și pe, da, profilul meu personal, dar și pe profilul Academiei, pe Nechico. Podcastul se găsește și alte filmulețe care pot să sprijine copiii și părinții pe YouTube și suntem prezenți și pe Instagram și TikTok, adică pe toate rețelele de socializare. Cine este în echipa asta? În echipă, da, eu colaborez cu alte 3 doamne care sunt experte pe zona aceasta de educație și pentru adulți, dar și pentru copii. Cine sunt doamnele respective? Cristina Bărănescu, Cristina Zanfirache și Mădălina Marius. Pe zona de nutriție, când o să lansăm cursul, da, și cartea, colaborez cu Bogdan Șoltuțu. Așa, și da, la carte am colaborat și cu doamnele acelea ilustratoare, Nada și Nora Stângu, și da, ele îmi fac și toată partea aceasta grafică când este nevoie. Sunt extraordinar de talentate și au un suflet așa frumos. Deci, ca om pasionat pentru viața copilului, ai cooptat specialiști, da, în diferite domenii, exact, în așa fel încât să răspunzi nevoilor reale ale copilului. Da, fiecare doamnă este specialistă pe un anumit tip de dezvoltare. Cristina Bărănescu pe zona de social, Cristina Zanfirache pe zona de emoțional, Mădălina Marius cu Bogdan Șoltuțu sunt pe zona aceasta de corp și eu mă ocup de partea de educație spirituală. Așadar, o academie care răspunde tuturor nevoilor copilului. Da. Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit astăzi în cadrul acestei emisiuni. Ești un om de mare viitor în ceea ce privește educația copiilor. Vă felicit pe toți că sunteți o echipă mare, completă, omogenă și care acoperiți toate nevoile copiilor. Vă felicit și vă susțin cu drag pe acest drum. Mulțumesc pentru prezența ta atât de luminoasă astăzi în platou și să ai succes în toate manifestările tale. Mulțumesc tare mult încă o dată, Ioan. A fost o mare bucurie pentru mine și în continuare cu recunoștință. Mulțumesc pentru tot sprijinul. Totul vine ca urmare efortului tău. Tu ai venit, ai demonstrat și demonstrezi că ești un om și un părinte deosebit, demn de urmat. Să ai succes în toate! Mulțumesc!